Accidentul s-a petrecut pe drumul național 73 Pitești-Brașov, în localitatea Mărăcineni din Argeș, și bătrâna se grăbea să ajungă la Sfânta Liturghie. A traversat strada la voia întâmplării și asta i-a adus moartea. Șoferița care a accidentat-o este șocată de cele întâmplate. Am sărit în fața, am pus traverseze strada, ce s-a întâmplat? Cea care a sunat la 112 este chiar șoferița, însă pentru femeie nu s-a mai putut face nimic. Soțul șoferiței, care se întorcea din Anglia, unde lucrează ca șofer, a fost anunțat de teribilul eveniment și a ajuns într-un suflet la locul accidentului. Am dat seama că dacă s-a oprit mașina, a frânat. Da. Plin și puțin un jos. Hai. Mergea la biserică, am înțeles. Cine a sunat la 112? Tot doamna? Ei, nu știu. Șoferița a spus că trecea deci încolo. Cum să spui că trecea deci încolo? Când ea mai avea un metru să vie la stație. O femeie în vârstă de 34 de ani, în timp ce se deplasa din direcția Câmpul Lung către Pitești, a accidentat mortal o femeie în vârstă de 86 de ani care se angajase în traversarea străzii prin un nepermis și fără să se asigure. Șoferița nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. Trupul neînsuflețit al bătrânei a fost transportat la Spitalul Județean pentru efectuarea necropsiei. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a stabili dacă șoferița conducea cu viteză mare. Ea va fi cercetată pentru ucidere din culpă.